Să fim mulțumitori înaintea Domnului pentru posibilitatea de a fi din nou la închinare și părtășie sfântă. Veniți să fim cu inima deschisă și ca niște oameni care îl caută pe Dumnezeu, în sinceritate, să încercăm să-L cunoaștem mai bine, să ne apropiem de El și Domnul să ne se descopere tot mai mult. Pentru astăzi, lecția a treia din tematica Religia Domnului Hristos, lucrurile religioase și valorile lor. Domnul Hristos a afirmat valoarea lucrurilor sfinte și a arătat importanța practicilor religioase, așa cum au fost primite de la Dumnezeu. El a prețuit ceea ce este scris. În Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 34 la 40, este prezentat Domnul Hristos răspunzând întrebării conducătorilor religioși, teologilor din vremea aceea, care nu urmăreau cu sinceritate adevărurile sfinte, ci mai degrabă își apărau partida lor religioasă, cum foarte frecvent se poate întâmpla și în vremea noastră. Nu toți oamenii sunt căutători sinceri și doritori să se apropie de Dumnezeu. Adesea oamenii țin la partida lor, la dogmele lor. Când au auzit fariseii că Iisus a stupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, ca să le spitească, i-a pus întrebarea următoare: învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Adică ce lucruri sunt mai importante? Care-i valoarea celor scrise? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Cu alte cuvinte, dacă cineva vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, îi ajunge Scriptura să se documenteze atât în ce privește partea teoretică, cât și cea practică. Mi-am amintit despre acei marinari răsculați de origine engleză care au rămas pe o insulă în arhipelagul Tahiti și după câțiva ani de destrăbălare și pedepse de la Dumnezeu prin boală și moarte, au ajuns foarte puțin, mai exact rămăsese un bărbat, câteva femei și copii. Dar găsind o Biblie, a studiat-o, le-a vorbit celorlalți și fără biserică, fără tradiție religioasă, eventual ceea ce își amintea el din copilăria lui, dar n-a fost un om bisericos, a reușit să formeze acolo o societate cu principii spirituale, morale. Dumnezeu în drept răsplată și binecuvântat viața lor. Pentru că Biblia, acolo unde ajunge, face ca viețile oamenilor, sufletele, să fie înnobilate. Și Domnul Hristos a arătat care sunt adevăratele valori. El a fost nevoit să reformuleze conceptele biblice care au fost enunțate corect prin Moise, dar, așa cum am amintit și o vom mai face la lecțiile următoare, interpretările lor le distorsionaseră și astfel ajunseseră fără valoare. Iată ce este scris în tot cuvintele Domnului în Luca 11, de la versetul 44 la 46, unde vom sesiza că nici cei ce le predicau, nici cei ce le audiau, nu le împlineau. Era o religie formală. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care umblă oamenii fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și a zis: învățătorule, spunând aceste lucruri, ne ocărăși și pe noi. Vai și de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele.
Deci cei ce le enunțau nu le împlineau. Masa de oameni era considerată de ei păcătoși. Deci era o religie cum sunt acum limbile moarte, care nu o practica nimeni. Această stare poate să revină oricând în istorie. De exemplu, în Biserica Ortodoxă, cu câțiva zeci de ani în urmă, a fost un om care a scris niște cărțulii, niște broșuri, pe nume Nechifor. Și un țăran de undeva din România a vrut tare mult să-l întâlnească. A ajuns la București, i s-a spus care este biroul acelui om sau locul unde scrie. Și când l-a întâlnit, într-adevăr scria pe teme religioase. Dar deasupra lui se înălța fumul de țigară, poate și băutură. Bietul țăran s-a întors și a zis așa pe românește: am căutat pe Dumnezeu și am dat de Satana. Zicea el, da, când citeai cărțile lui, ți se părea că atât este de mare duhovnic. Și în vremea aceea oamenii, din punct de vedere a enunțurilor religioase, erau la fel. Dar din punct de vedere practic, nici ei, nici poporul nu împlinea. Se poate întâmpla asta și la pocăiți dacă nu suntem atenți. Mi-am amintit de cazul acela când un păstor s-a dus într-o familie și i-a spus bărbatului din casă despre niște sesizări care au ajuns la slujitor și i-a explicat cum trebuie să fie un pocăit. Între timp, copilul gazdei se juca cu copilul păstorului care îl însoțise. Știți cum sunt copiii atenți? A întrebat copilul gazdei pe copilul păstorului: băi, ce zice tatăl tău către tata? Trebuie să facă tata de acum. Exact așa, să se împace cu vecinii, să vorbească frumos cu mama, să... Chiar? Și copilul păstorului a răspuns: nu, e o predică. Dragii mei, dacă de la predică la practică nu se poate trece în linie dreaptă, înseamnă că pentru noi lucrurile religioase n-au valoare și slujesc doar așa ca folclorul românesc la care ținem, dar ne îmbrăcăm în haine populare numai la sărbători speciale. În rest, umblăm în hainele noastre. Pentru Domnul Hristos existau, și asta trebuie să fie și pentru noi, cred eu, două valori sfinte supreme. Prima, credința. Dacă veți citi în Evanghelii, îl veți întâlni pe Domnul făcând foarte frecvent referire la credință. Aceasta este piatra de temelie a mântuirii și a tuturor lucrărilor de practică religioasă. Iată cuvintele Domnului din Marcu, capitolul 9, versetul 23. Iisus a răspuns: tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Chiar toate, efectiv toate, de la mântuire până la ultima activitate a unui creștin. Ce este credința? De frumos formulată în Evrei 11, citim o definiție de la versetul 1: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie și Domnul a accentuat valoarea credinței. Versetul 6, în aceeași idee, scrie: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Lucrurile joase au de-a face cu Dumnezeu, cu viitorul. Omul nu poate să facă ceva aici dacă nu are o credință puternică în mântuire. Orice faptă de binefacere, dacă nu este însoțită de credința răsplății ei și de credința că Dumnezeu are o natură milostivă, binevoitoare, este foarte greu să fie efectuată. De aceea Domnul a lăudat pe cei ce aveau credință în vremea sa și s-a mirat, cum a fost cazul celor din Nazaret, Marcu 6, cu 5 și 6, că nu aveau credință.
Nici Domnul fără credința lor n-a putut să facă minuni. El în fața căruia duhurile capitulau fără negociere. El care stăpânea peste natură, unde n-a găsit credință, n-a putut să lucreze. Fără credință nu se poate să ne apropiem de Dumnezeu. Ce este de fapt credința? Poate fi explicată ca și un fenomen pământesc. Ea este evidentă în cuvintele rostite. Credința de la mântuire până la orice lucrare de vindecare sau orice altă faptă se vede prin cuvintele noastre. Este o putere divină care ne parvine atunci când ne rugăm. Dumnezeu ne autorizează. Pentru că noi nu putem să luăm legătură cu lucrurile sfinte decât prin această acțiune. Este joncțiunea dintre divinitate și umanitate. Dumnezeu le-a creat pe toate prin cuvânt. Și noi când ne punem în acord cu Dumnezeu, putem să avem un cuvânt al credinței. Astfel vorbim despre mântuire și lucrările care o însoțesc. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, Domnul a arătat ce valoare puternică are credința. Citim de la versetele 20 la 24. Dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce va zice se face, va avea lucru cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați să credeți că l-ați și primit, și îl veți avea. Sunt foarte ferme cuvintele Domnului. Deci credința este o puternică autorizare din partea lui Dumnezeu, când El oferă mandat oamenilor să efectueze lucrări care numai El le poate face. Dumnezeu zice și se face. Omul care primește această credință prin rugăciune, așa am citit, zice și se face. Aceasta nu se poate delega oamenilor și apoi ei să fie independenți de Dumnezeu. Eu nu pot să primesc o doză de credință detașându-mă de Dumnezeu. Măsura, puterea de credință mi este lăsată câtă vreme sunt conectat la Dumnezeu și la voia Sa. Tot legat de credință, vă mai amintesc și cazul din Matei 17, când ucenicii n-au putut să scoată un demon, adică autoritatea lor ar fost inferioară, insuficientă, putere s-a manifestat prin ei în a-i porunci acelui demon. Ce sunt demonii? Forțe spirituale. Versetul 19. Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar și a zice muntele acestuia mute-te de aici și s-ar muta și nimic nu va fi cu neputință. Și spune în versetul următor că pentru a dobândi o măsură mai mare de credință este necesară rugăciunea. Prin credință este controlată natura. Știți cum Domnul poruncea mării să se liniștească? Dar și Petru prin credință a putut să treacă peste legile gravitaționale și potrivit celor scrise în Matei 14, de la versetul 28, Doamne, a răspuns Petru, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Vino, i-a zis Iisus. Deci iată cum credința izvorăște din Dumnezeu și curge prin omul care este conectat și nu se îndoiește deloc de puterea lui Dumnezeu. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe apă și să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Mustrare! Dacă nu se îndoia, putea merge mai departe. Iată deci în câteva idei cum acționează credința. Să cerem de la Dumnezeu să lase peste noi o măsură mai mare de credință. Este foarte necesară în vremea aceasta. Domnul îi mustra pentru lipsa lor de credință. Este nevoie ca Dumnezeu să mântuiască. E un act al credinței, să vindece.
Iată, legat de vindecare, ce citim din Marcu, capitolul 5, versetele 25 în continuare. În timp ce Domnul mergea în drum spre casa lui Iair, era o femeie care 12 ani era bolnavă, ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, bancă era mai rău. Auzi vorbind despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el, vedeți, puterea acțiunii credinței. Și întorcându-se spre mulțimea, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a zis, spus-o tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduit de boala ta. Și acum foarte interesant, pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașii sinagogii care îi spun, fica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Și în mintea lui a putut să apară îndoială sau chiar renunțarea la acțiunea Domnului. Dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai, deci vezi, nu lăsa loc necredinței că mergem degeaba. Și, cum știți, minunea a avut loc. Deci, este necesar, și asta Domnul a apreciat din plin, să credem că o anumită lucrare este voia Domnului să fie efectuată, să știm că Dumnezeu are putere și noi să rostim un cuvânt al credinței care poate să aibă atâta autoritate cât deconectat suntem noi la Dumnezeu și la puterea sa. Doamne, îndură-te și lasă pe deplin credință peste noi. În al doilea rând, Dumnezeu a arătat valoarea dragostei și acestea două sunt inseparabile. De aceea și Apostolul Pavel scria în Galateni, capitolul 5, versetul 6, căci în Iisus Hristos nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, n-au vreun preț, adică n-au valoare. Dar astea sunt aspecte religioase. Și credința care lucrează prin dragoste. De fapt, credință și fapte înseamnă credință și dragoste. La ele se anexează, completându-le nădejdea. Dar acestea două sunt parte ale vieții religioase de zi cu zi. Vreau să intrăm în substratul acestei lucrări a dragostei. Pentru că scria Pavel lui Timotei în 1 Epistolă, capitolul 1, versetul 5, Pavel l-a înțeles foarte bine pe Domnul Hristos. Mi-am dat seama încă o dată că Pavel a mers pe urmele Domnului atât în ce privește partea doctrinară de învățătură, cât și partea practică. Ținta poruncii este dragoste. Asta are valoare. Care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Deci pentru ca dragoste să se așeze pe trepiedul ei, trebuie să fie inimă curată, credință neprefăcută și un cuget bun. Și cred că vă amintiți din Evanghelie că Domnul punea foarte mare accent pe interiorul omului. Acolo este baza, cugetul curat, gânduri bune. În vremea sa exista o religie a exteriorului, a faptelor care se văd, al practicilor de cult de la templu și Domnul a vrut să mute templu și să facă Sfânta Sfintelor și Sfânta în interiorul omului. A spune eu că Sfânta Sfintelor este cugetul și mintea și apoi Sfânta, partea a doua antecamera celei din tâi, sunt întreaga noastră ființă, unde ne manifestăm rugându-ne, făcând slujbă. Iată cuvintele Domnului care a arătat nevoia curăției interioare, a gândirii curate, a credinței care lucrează la nivel de cuget și sfințește apoi toate acțiunile practice.
Citesc din Matei, capitolul 18, versetele 1 la 4, unde Domnul a arătat foarte clar cum poate un om să intre într-o stare după voia lui Dumnezeu. Răspundând întrebării, cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și a zis, adevărat vă spun că dacă nu veți întoarce la Dumnezeu și nu veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De la copilaș putem să luăm mai multe aspecte ale naturilor, dar acum ne folosim de aspectul curăției. Copiii n-au adunate lucruri morale în minte, n-au dușmănie, este un cuget curat. Când te uiți la fața unui copil, se vede pe el nevinovăția lui, chiar dacă este o moștenire adamică, genetic păcătoasă. Dar nu este infuzat de stricăciunea lumii acesteia. Așa trebuie să ajungă interiorul nostru, ca mintea unui copilaș. Pentru că rămânând tot în Matei, citind în capitolul 23, unde Domnul le spunea de la versetul 23, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar, din chimen, erau credincioși buni prin grădină. Și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila, credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți, pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitor, oricare strecurați în țară și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire, de necumpătare. Așa am mai întâlnit uneori oameni care, atunci când sunt întrebați ce mai fac, se sesizează în mod greșit. Și, de exemplu, unul spune, eu vin la biserică. Altul vrea să spună că este și mai atașat. Eu mi-am plătit contribuția. Dar acestea sunt aspecte la care se poate vedea credincioșia, curăția unui om. Iată cuvintele Domnului și din Luca, capitolul 11, de la versetul 33. Nimeni aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță și o pune într-un sfeșnic pentru ca toți cei ce intră să vadă lumina. Deci noi trebuie să fim lumini, dar ascultați cum se transpune asta la nivelul ființei umane. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Or, ochiul este un organ intern al unei vederi curate. Așa că dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi totul plin de lumină, tocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Asta înseamnă că și pocăința noastră trebuie să pornească de la valorile interioare, un cuget curat, o inimă curată. De aceea unii oameni când se pocăiesc, sau unii peste ani când înregistrează treziri spirituale în viața lor, vin și se mărturisesc pentru cele mai banale lucruri. De exemplu, după 10 ani cineva s-a dus la o companie de transport local să-i dea 5 lei, la atât se actualizase biletul, pentru că a circulat odată fără bilet. Mi s-a întâmplat să vină, de exemplu, un student, îmi este în minte, și să-mi spună că a copiat la examen. Și atunci când se roagă, asta îi vine în minte. Ce să mai spun de lucruri mai grave? În interiorul nostru trebuie să se arate lumina. Și ea va lumina întreaga noastră ființă. Atunci nici vorbă de vreo înșelătorie. Dacă pe noi ne preocupă și aspectele din trecutul nostru, asta se vede foarte clar la convertirea lui Zacheu. I-a spus Domnul ceva, i-a cerut registrele contabile sau i-a vorbit despre afacerile lui la negru. El singur, dintr-o dată a apărut lumina în interiorul lui. Doamne, aici n-am fost drept, aici este corect să ajung și eu pe alții pentru că o vreme i-am înșelat. Dacă există curăție în interiorul nostru, atunci ne vom manifesta curat la practicile de cult. Când venim și ne rugăm, nu vom avea cuvinte de farisei la rugăciune. Când cântăm, cuvintele cântării vor trece prin noi, vom fi transparenți înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Și totodată se va reflecta în trăiri după voia lui Dumnezeu care împlinesc nevoile oamenilor. Pentru că așa poți să te judeci, adică așa poți să judeci pe alții și ceea ce au nevoie, judecându-te mai întâi pe tine, prin viața ta, în lumină înaintea lui Dumnezeu. Astfel, Domnul a fost nevoit să demonteze erorile teologiei vremii sale, pentru că ei pierduseră simțul proporțiilor. Vom vorbi mai pe larg la o altă lecție, a opta. Acum amintesc doar din Matei 23, cuvintele Domnului, de la versetul 16. Vai de voi, povățuitorilor, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu-i nimic, dar dacă jură pe aurul templului, legat de jurământul lui. Deci pentru ei avea mai mare valoare aurul templului, visteria, decât templu. Și face Domnul alte aprecieri și apoi zice, citesc din versetul 24, povățuitori orbi, care strecurați în țarul și înghițiți cămila. Cum, de exemplu, cineva s-ar putea crampona la niște lucruri mărunte, n-a făcut așa, și în alte domenii să aibă carențe majore. Cum se explică aceste disproporții grave, pierderea valorilor? Să dau un exemplu specific zonei pentecostale. Dacă cineva nu vorbește în alte limbi, nu-i mântuit. Dar dacă pe românești vorbește versuri uscate toată ziua, vor fi mai grele acele trei cuvinte în alte limbi decât sacul de cuvinte fără rost? Asta după care Evanghelie? Pentru că apostolul a spus că lângă acele cuvinte pot să mai adaug și câteva prorocii, pot să mai pun pe același taler și niște fapte de caritate. Dacă nu-i dragostea aceea care merge cu lumină până în adâncul sufletului, care nu se mâne, nu se poartă necuvincios, care nu caută folosul său și nu face nimic de paradă, ci din sinceră inimă, n-au valoare. Domnul a demascat acest formalism. Vă citesc din Iman capitolul 5, arătând de ce se comportau ei așa și, în fond, fără valoare înaintea lui Dumnezeu. Versetele 41 la 44. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Când ne practicăm religia, să nu ținem cont de imaginea lumii sau de părerea celor de lângă noi, că ne deplasează centru de greutate. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Și Domnul exact asta căuta, dragoste de Dumnezeu. Și explică de ce n-aveau. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un alt numele Lui, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? De exemplu, la o mormântare, omul cheamă preotul și face toată procedura și toate canoanele. Ce zic oamenii? Dar el poate n-are nimic cu Dumnezeu. Mai cu două zile în urmă l-a înjurat, a mințit, a înșelat, dar parada să nu lipsească. Ei, la ortodox este o paradă mai lungă, la noi una mai scurtă, dar dacă n-are valoare de interior, cine-i mai vinovat, noi sau ei? E simplu de înțeles. Închei aceste două idei despre credință și dragoste cu cele spuse de Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 19 și 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, toate cele mesaje ce le-am avut noi, ascultați în ce condiții au valoare. Să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci credința și dragostea pot fi păstrate și au valoare numai în aceste condiții. Să vorbim acum despre partea acțiunilor practice, deși vom avea încă o lecție a noua despre viața cotidiană a religiei Domnului Hristos. Vreau să înțelegem că odată cu încheierea mandatului Vechiului Testament, a legii lui Moise, Domnul a instaurat o religie foarte simplă, cu reguli de cult foarte clare.
rugăciune, post, predică, darurile Duhului Sfânt, diferite lucrări, minuni. Vom avea o lecție mai pe larg și despre acestea. Și apoi cu acțiuni practice. Dumnezeu vrea ca rugăciunea să fie sinceră, dar și când mergem afară, milostenia să fie tot cu inimă curată, cu un cuget bun. Știți spusele Domnului din Matei, care a contrariat pe cei din vremea lui ce se rugau de paradă, făceau milostenii ca să fie menționați cât de binefăcători sunt ei, iar când posteau, o făceau ca să știe toți că ei sunt într-un act de cult, am spune noi. Și Domnul ne-a spus, ce-i cu astea? Faceți-le înascuns. Dar ca să le faci înascuns, trebuie să ai cugetul curat și să-ți împlinești cerința cugetului. Cugetul este mulțumit că tu ai făcut-o în lumină, Dumnezeu ia evidență, notează și răsplătește și nu am nevoie să mă vadă cineva, să mă noteze că uite ce religios sunt eu. Deci depinde dacă ne ținem credința înaintea lui Dumnezeu sau înaintea oamenilor, cum zicea și Iacov în epistola sa, capitolul 2, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, religia Lui, cum am mai folosit cuvintele acestea, căutând la fața omului, n-are valoare. Dumnezeu vrea să fim niște oameni cu un substrat spiritual profund. Astfel, Domnul a promovat slujirea spirituală și materială, arătând diferența dintre sistemul lumii acesteia și religia pe care el a promovat-o. În Matei, capitolul 20, de la versetul 20 la 28, asistăm la o discuție între ucenici care se gândeau la o posibilă ierarhizare după plecarea Domnului dintre ei și totodată acest aspect a fost legat de cerința fiilor lui Zebedei, care vroia o poziție specială nu doar aici, ci în împărăția lui Dumnezeu. Iată cuvintele Domnului, citim pe scurt de la versetul 24. Cei 10 când au zis s-au mâniat pe cei doi frați și vă voi citi din Marcu că mânia lor denota aceeași orientare și la ei. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire, voi să nu fiți așa, oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Și apoi s-a dat pe sine exemplu. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Omul care are o religie interioară corectă, când apare o problemă, o nevoie, el nu va întreba de ce. Frate, trebuie să mergem să ajutăm, trebuie să dăm ceva. De ce? Omul care va practica religia Domnului Iisus va întreba unde, când. Pe el îl interesează și vrea să intre în practică cu această lucrare. Iată și textul din Marcu, capitolul 9, de la versetele 33. Apoi a venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar îi tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus, așezus jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitor tuturor. Deci condiția de rob, pe care din nou apostolul și-a înțeles-o foarte bine. Și-a luat un copilaș, l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis, oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine și pe cel ce m-a trimis pe mine. Aici este o duplă imagine a copilului. Pe de o parte, copilul este gata să învețe, să asculte, vorbim de condiția unui copil bun. Dar totodată copilul se lasă să fie slujit. Într-o așa stare vrea Domnul să fie slujirea noastră. Atunci o vom face fără pretenții, fără dorința de a fi lăudați. Vom fi cei din tâi în fapte bune. Mi-am amintit despre un caz când un om într-o zi geroasă
a rămas undeva blocat în zăpadă pe marginea drumului, exista riscul să degere de frig sau chiar să moară. A trecut pe acolo un credincios cu căruța, cu calul. L-a luat în căruță, l-a înfofolit bine, l-a dus în casă, așa încet, să-și revină. Și înainte de a pleca, l-a întrebat: auzi, spune-mi, te rog, cum te cheamă, să știu și eu. Și gazda a spus: dacă tu îmi spui cum îl cheamă pe samariteanul milostiv, spun și eu. Faptele de binefacere nu se fac ca cineva să ne cunoască mai bine. Ele trebuie să făcute în ascuns spre slava lui Dumnezeu. Domnul i-a provocat în toate să învețe slujirea, să fie ca un rob, ca și un copil. Totodată Domnul a pus accent și asta a stârnit antipatia celor din jur, care, așa cum scrie în Luca 16, erau iubitori de bani. El a arătat că administrarea bunurilor materiale trebuie să fie în scopul mântuirii și a favorizării vieții celor din jur. În Marcu, capitolul 12, de la versetul 41, Domnul pune în contrast practicile lor religioase cu ceea ce El a venit să promoveze. Iisus ședea jos în fața vestiriei templului și se uita cum arunca norodul bani în vestirie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o vădăvă săracă și arunca doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii și le-a zis: adevărat vă spun că această vădăvă săracă a dat mai mult decât tot ce a aruncat în vestirie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar din sărăcia ei aruncat tot ce avea, tot ce i-a rămas ca să trăiască. Și acum ascultați lângă asta versetele 39 și 40. Domnul umbla, ei le-a spus: Domnul, umblă după scaunul din tâi la sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvilor le mănâncă și fac rugăciuni luni de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Deci problema banilor nu poate fi ruptă de domeniul religios. Dacă e valabil ce spunea Voltaire, că atunci când e vorba de bani toți au aceeași religie, aia nu e religie bună. Oricum s-ar numi ea. Domnul a evidențiat pe văduva aceasta, apoi, într-un mod mai pregnant, pe Maria, care a fost gata să dea pentru Domnul, din dragoste, n-a fost nicio impozitare acolo, nicio cerință a legii Vechiului Testament, a fost doar un gest al unei inimi iubitoare. Iată ce le scrise tot în Marcu, capitolul 14, de la versetul 3, pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora din ei le-a fost necaș și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Știți că totul a pornit de la Iuda, ne zice Ioan, capitolul 12. Mirul acesta ar fi putut vinde, dar Iisus le-a zis, versetul 6, lăsați-o în pace, de ce îi face supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Și Domnul n-a uitat de săraci, le-a menționat aceasta. Versetul 8, ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduit Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Și în Luca, capitolul 10, întâlnim din nou cazul Mariei, și aici se leagă cele două aspecte, spiritual și material, religia inimii cu religia mâinilor, a faptelor. Domnul a intrat în casa lor, Marta, cum știți, toată treabă, împărțită cu multă slujire. Versetul 41, drept răspuns, Iisus a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu. Și Domnul a condamnat întotdeauna îngrijorările. Dar un singur lucru trebuiește: Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Maria n-a fost o leneș, și altfel n-ar fi avut de unde să cheltuiască atâta, o singură dată pentru Domnul. Pentru că scrie în Ioan, capitolul 12, din nou despre gestul Mariei, dar și despre Marta. Versetul 2, acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era un îngeci și deau la masă. Maria a luat un litru cu mir de nard foarte curat, deci iată dăruirea ei.
Dar eu deloc nu vreau să o criticăm pe Marta, pentru că ea a devenit o bună credincioasă, cum trebuie să deveniți toate surorile și de ce nu și bărbații. În Ioan 11, întoarceți o pagină în urmă, scrie că atunci când a murit fratele lor, versetul 20, când Marta a auzit că vine Iisus, a ieșit înainte, i-a spus cu sinceritate, eu am luat cuvintele ei foarte sincere, Doamne, de ce n-ai fost aici? Iisus i-a zis, fratele tău va învia, știu, la înviere, în ziua de apoi. Eu sunt învierea și viața. Da, Doamne, 27, cred că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Și Domnul a folosit credința Martei la învierea lui Lazar. Marta a înțeles, cred eu, că lucrurile legate de credință și apoi de o dragoste slujitoare sunt de o adevărată valoare înaintea Domnului. Și-a dat seama și ea, pentru că în capitolul 12 nu mai vedem mustrând-o pe sora ei, pe Maria. S-au sesizat doar ucenicii. De aceea, în credință, facem anumite gesturi care nu sunt înțelese de oameni. Asta nu înseamnă că nu vom avea o repartiție dreaptă a îndatoririlor noastre, a milostivirii noastre. Știți că s-a dus la Domnul Hristos să-L prindă la colț cu banul birului. Și Domnul a răspuns cu o mare putere de înțelepciune. Dați lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu, cezarului ce este al cezarului, facem noi așa? Vă spun un caz care evidențiază câtă inimă avem în practica noastră religioasă, câtă credință și câtă dragoste. Într-o familie, un bărbat de vreo 30 de ani a spus tatălui său de vreo 60 de ani, tată, am o înțelegere clară din partea Domnului, că tu trebuie să te duci să construiești un grajd la o soră văduvă. Și i-a identificat cazul. Uite, pare mi se ceilalți din familie au contribuit cu bani, dar el trebuia să se ocupe de partea de construcție. Bătrânul parcă nu s-a grăbit, fiul lui a explicat, uite, Evanghelia spune că adevărata religie, dacă nu trece prin casa văduvei, nu-i bună. Și s-a dus bătrânul. A ridicat grajdul și avea acum o mulțumire, uite ce am făcut, mulți au făcut la noi în biserică așa ceva. Și într-una din nopți după această binefacere, apare un înger care ia în inspecție lucrarea, face un proces verbal de constatare și undeva în partea de jos a paginii apare o rubrică, constatări, sesizări. Da, omul cu tare a făcut asta și asta și apoi mențiuni. Putea să facă și mai mult, dar nu și-a pus toată inima și n-a lucrat în totul din dragoste. A dat îngerul cu dosarul, l-a închis și fuga. Omul după el în vis. Stai, stai! Și așa se face că l-a ajuns. Te rog să deschizi dosarul. Mă duc și mai fac și un coteț la porci. Și repar gardul de la ogradă. Te angajezi că le faci? Da. Mi-a venit în minte să le fac, dar m-am gândit că mai facă-le și alții. Îngerul a deschis dosarul și a scris. Lucrare pe deplin efectuată. Și când s-a trezit, și-a dat seama omul că la Dumnezeu nu merge cu cantitatea de lucrări ce le-am făcut. Dumnezeu ia analize din inima noastră. Dumnezeu știe cu câtă inimă vii la biserică, cu câtă dragoste slujești pe aproapele tău și asta o notează. De aceea cei din jur, când vor vedea dragostea noastră, trebuie să-și dea seama că asta e religie bună. Nu știu cât îi vom convinge noi pe oameni cu teoriile noastre. Oamenii pot fi convinși într-un mod mult mai clar și prin faptele noastre. În încheiere spun că Domnul Hristos a prezentat o religie potrivit cu natura umană. E o religie foarte reală. Dacă vom fi sinceri și îl vom cunoaște pe Dumnezeu și vom recunoaște că noi ca niște păcătoși trebuie să venim înaintea Lui. Religia noastră trebuie să aibă toate elementele foarte naturale.
Nimic nu este în plus. Dumnezeu nu ne pune să facem mătănii, la ce ajută asta? Dacă Dumnezeu ne cere să postim, asta face ca în mintea noastră, atunci când trupul din punct de vedere fizic slăbește, mintea, duhul, să gândească mai clar, să se vadă atașamentul nostru față de o lucrare. Dacă Domnul ne cere să ne rugăm, El nu are în vedere volumul de cuvinte. Așa cum a zis Domnul în Matei 6, de ce credeți că dacă spuneți o mulțime de lucruri, ați rezolvat problema? Deci, într-o religie ca a Domnului Hristos, totul este natural. Totul trebuie să fie pe înțeles, nu e nimic în plus, dar dea Domnul să nu fie nici în minus. În Luca, capitolul 11, în critica pe care Domnul a adresat-o celor din vremea lui, citim de la versetul 37 că a zis, citim episodul în întregime. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar nu era vorba de igienă, era vorba de ritual. La ce ajută acesta? Dar Domnul i-a zis, voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului, dar înăuntru vostru este plin de jefuire, de răutate, nebunilor. Oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut-o și pe aceea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vor fi curate. Dar vai de voi, pentru că voi dați zecioială din ismă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu de care am vorbit. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Adică în vremea aceea încă unii trebuiau să îndeplinească ritualul Vechiului Testament. Știți, când Domnul i-a curățit pe unii, i-a trebuit la preot să aducă darul. Acum cu acestea s-a încheiat și noi avem o religie foarte practică, foarte simplă, dar trebuie să o trăim. La cele de aici adaug Roman 12, versetele 1 și 2, pentru a vedea că atunci când venim cu inimă sinceră înaintea Domnului, totul devine pe înțeles, clar. Uneori mai avem de-a face cu tineri care întreabă, dar și asta trebuie să facem, sau cu oameni proaspăt venind la pocăință, dar de ce și asta trebuie, sau asta nu-i voie, cealaltă se permite? Ascultați! Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, deci participarea mea la viața religioasă, la relația mea cu Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și să vă prefaceți spre noirea minții voastre, deci trebuie să ajungem să gândim și să înțelegem că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Deci este o religie perfectă pe care poți, cum am spus și într-una de lecțiile anterioare, să o înțelegi și să-ți dai seama că tot ce practici are sens, are valoare. Vreau să înțelegem într-o ultimă idee că adevăratele valori, și Domnul a insistat pe aceasta, sunt de natură spirituală, pentru că împărăția noastră nu e din lumea aceasta. Acesta este un mod de a ne verifica cât de bun este religia. Dacă se axează doar pe ceea ce este aici, spunea și Pavel că suntem niște nefericiți, dacă facem tot ceea ce facem în perspectiva vieții veșnice și vom avea și despre asta o lecție, atunci mergem pe un drum bun. Domnul spunea, citesc din Luca 14, într-un mod foarte practic a vorbit el, când a fost chemat la o masă să stea împreună cu alții și a văzut ce invitați mai au. Și le-a zis 14 cu 12, când ai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor și pe tine și să-ți iei astfel răsplata pentru ce ai făcut, ci când dai o masă, cheamă pe săraș, pe șchiop, pe schilos, pe orbi și va fi fericit de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti în vine celor neprihăniți. Zice versetul următor, unul din cei ce deau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. O gândit bine. Dacă te limitezi doar la vederea din viața aceasta, vei avea un comportament religios și practic greșit. Și Domnul a arătat în continuare că unii vor pierde invitația, chemarea la nunta aceea, la cina lui, pentru probleme pământești care sprinși. Dar întoarceți o foaie în Scripturi
Și fără să mai citim multe versete, uitați-vă la capitolul 16. Mai întâi este pilda ispravnicului credincios. Domnul a vorbit despre posibilitatea de a ajunge în corturile veșniciei, despre adevăratele valori acolo. Apoi zice în versetul 14, fariseii care au iubitori de bani ascultau și toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Și în continuare dă Domnul pilda bogatului nemilostiv, omul care s-a gândit numai pentru aici. Era și el evreu, era religios. Părerea mea că era prieten cu Saducheii, de aceea nu credea în înviere. Și Domnul a arătat perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne toată religia să o practicăm gândindu-ne la Tine și la împărăția Ta. Domnul să ne dea harul credinței și al dragostei și vom avea o religie curată. Nu-i deloc complicată, dar face ordine până în adâncul ființei noastre și apoi se transmite. Este chiar molipsitoare, arătându-le celorlalți, de fapt, cum este Dumnezeu și cum ne vrea El pe noi. În rai vom practica această religie. O religie a transparenței totale, a unor servicii bazate pe o deplină amabilitate, pe dragoste. Dumnezeu este dragoste. Atunci nu mai e nevoie de credință acolo. Pentru că toate lucrurile ne sunt accesibile și totul este vizibil. Atunci va rămâne numai natura aceasta, religia aceasta. Asta nu e o religie care ne este bună doar aici până la groapă. Este un mod de viață cum vrem să trăim în împărăția lui Dumnezeu. Amin.